FNQ. Împreună, PSD și PNL au secretizat aceste cheltuieli de la Vila Rea PPS, pe care o și văd telespectatorii acolo, cum arată acum în plin proces de renovare. Sunt imagini recente de la jurnalista Sorina Matei. Da, acestea, asta este vila din aviatorilor, despre care se tot vorbește, că ar fi pentru președintele Iohannis. Acum înțeleg, de fapt nu înțeleg unde e neapărat deranjul, că înțeleg că toată lumea e de acord să fie desecretizate, nu? Fără îndoială, toată lumea e de acord să fie desecretizate. Vila nu este pentru președintele Iohannis. În momentul când toate lucrurile vor fi limpezi, se va vedea foarte clar care era destinația preconizată și ne vom lămuri cu toții, se vor elimina toate preconizate. Dar de ce îi cere domnul Ciucă toată această listă a beneficiarilor, domnului Ciolac? Sincer, nu știu, că eu sunt la Bacău în campanie, în momentul ăsta sunt la Damienești. Da, v-am citit eu postarea, da. Bun, deci sunt acolo, n-am vorbit cu domnul Ciucă de 2-3 zile, bănuiesc că există niște informații în legătură cu utilizarea anumitor vile de către anumite persoane, pentru că, după cum vedeți, domnul Ciucă face și trimitere la niște persoane. Și atunci, cred că e cât se poate de evident că a primit niște informații în legătură cu anumite aspecte care ar trebui să devină publice. Niște persoane care ar trebui să beneficieze de aceste vile? Păi, cu siguranță, clienții pot beneficia de vile RAPPS acele persoane care ocupă funcție de administrație publică. Uh-huh.